Astăzi, circulația feroviară a fost închisă la Giurgiu. Este de altfel a doua zi consecutivă când niciun tren din gara Giurgiu oraș nu a plecat către nicio destinație. Și la această oră este blocată o garnitură în apropiere de Videle, în județul Teleorman. Important este că pasagerii au fost deblocați cu ajutorul unor tractoare și transportați în siguranță. Mai rămâne ca și garnitura respectivă să fie deblocată și să ajungă la Videle. Dacă vremea va permite, mâine dimineață din gara Giurgiu oraș vor pleca trenurile programate pentru orele 4 și 7 și 25 de minute cu destinația Videle. Linia Giurgiu-Grădiștea rămâne însă în continuare blocată. Giurgiuvenii care vor să afle informații despre plecarea sau sosirea trenurilor în gara Giurgiu oraș pot suna la numărul de telefon 0246 211 098.